În urmă cu o lună, în Ungaria, Florin Gărdan a avut o piramidă în sistem semifinală-final, a câștigat două meciuri înainte de limită, într-o singură seară, a învins doi sportivi din Ungaria. Da, să vedem cum se va descurca în fața lui Ioan Vrâncean, iată-l pe sportivul din Brașov. Da, Vrânceanu se închide foarte bine în gardă pe debutul acestui meci. Să vedem dacă va încerca să ducă lupta la sol. Iată o poziție destul de ciudată a lui Gărdan. Oh, ce mid-kick și se duce imediat la picioare. Vrânceanu reușește să-și ducă adversarul jos. Să vedem cum se descurcă din gardă luptătorul din Brașov. Are o gardă periculoasă Florin Gărdan. Am văzut o victorie prin armbar în turneul din Ungaria de care vorbeai și tu, Vali. Da, a fost o victorie prin finalizare la sol și o a doua victorie prin knockout pentru Gărdan. Oh, ca un tăvăluc se duce Vrânceanu peste adversarul său. Da, foarte puternic Vrânceanu, plin de mușchi sportivul brașovean. Îl ține foarte bine Gărdan în acest moment, să nu facă postură și să nu lovească. Are o demigardă care o transformă acum într-un fel de gardă fluture. Da, foarte bine lucrează de pe spate Gărdan, încasează câteva lovituri orădeanul. Să vedem dacă va reuși să se apere în această poziție, să continue meciul fără probleme. Au fost câteva lovituri încasate în plină, au fost și câteva lovituri pe lângă. Dar rezistă foarte bine fierul, așa cum este alintat Gărdan de antrenorul său, Sandu Lungu. Da, cu siguranță nu și-a câștigat această poreclă degeaba. Știi vorba aia, fier pe fier se ascute. Foarte bune loviturile de braț de pe spate, trimise și de fierul. Am văzut și răspunsul adversarului său. Vrânceanu foarte, foarte bun la loviturile trimise din această poziție. Se duce după arbar acolo. Fierul a scăpat acea priză. Acum în demigardă Vrânceanu deasupra. Pune presiune foarte bună cu antebrațul în gâtul adversarului. Nu este o poziție în care să-și finalizeze adversarul. Iată, se duce aproape în control deasupra. Poate să-și scoată piciorul în acest moment. Da, control deasupra obținut de Vrânceanu. Să vedem dacă va reuși să-l întindă pe adversarul său. Cel puțin asta a încercat pentru moment. Este chiar la colțul său Ioan Vrânceanu. Îi se spune să facă triunghi cu brațele, încearcă să execute această tehnică, însă blochează foarte bine Gărdan. Se strigă acum să lovească lui Vrânceanu, se duce după un braț, să vedem dacă va reuși acest armbar. Are mâna prinsă, se apără bine Gărdan până da, în acest da, moment. Se apără excelent acolo Rădeanul și nu cred că va reuși acest armbar. Vrânceanu, să vedem ce va face Gărdan să scape din această poziție. Trimite o lovitură cu brațul stâng. Nu, asta trebuie să facă, trebuie să-și împacheteze adversarul. Acum, prinde brațul, brațul foarte bine, e poziție periculoasă. Trebuie să nu se lovească, trebuie să-și împacheteze adversarul. Este întors brațul acolo într-o poziție ciudată. Trebuie să strângă genunchii Ioan Vrânceanu dacă vrea să obțină acest armbar. Gărdan riscă foarte mult lovind, trebuie să-și apere acel braț, nu să-și lovească adversarul. Dacă extinde bazinul și strânge genunchii, Ioan Vrânceanu îi va rupe mâna adversarului său. Da, rezistă foarte bine până acum Gărdan, se pare că rezistă brațul său, trimite lovituri cu pumnul stâng. Incredibil acest moment în care Florin Gărdan este într-un armbar și lovește cu celălalt braț. Foarte rar mi-a fost dat să văd așa ceva, dar până acum o defensivă care merge și scoate bună brațul în cele din urmă. Ce încălzătură acum pentru Gărdan, ce lovitură a reușit. Cearcă să ducă într-un control deasupra Gărdan. Reușește acest lucru. Wow, sigur i-a trăznit cotul la acea fază. A fost contorsionat brațul foarte ciudat și acum în control deasupra Florin Gărdan. Să-l vedem pe omul lui Sandu Lungu dacă va reuși totuși să întoarcă acest meci și să câștige după ce a fost la câțiva milimetri, aș putea spune, de a pierde prin armbar. Da, spunea, îl caracteriza Sandu Lungu pe elevul său prin faptul că nu renunță niciodată și e în stare să lupte chiar într-un picior sau cu o singură mână. Vedem acum postură foarte bună pentru Gărdan, lovituri de brațe puternice. Degetele, ai grijă, degetele! Are fața spartă Ion Vrânceanu în acest moment la, la loviturile încasate de la adversarul său. Încă o dată o stângă trimisă de Gărdan, figura adversarului. Iată. Îi bagă acolo foarte bine brațul și ține capul lui Vrânceanu. Să vedem că va reuși cu brațul celălalt lovituri, Gărdan. Vrânceanu n-a avut nicio tentativă de a ieși din acest control. Probabil a și obosit. Da, sigur a obosit, a dat totul la acel armbar unde trebuia doar să strângă genunchii și reușea să-și ce dreaptă a
A ratat acolo Gărdan, încă o dată luptă cu brațul drept. Bun, această stângă, trebuie să fie atent să nu-i bage degetele în ochi. Lovește de pe spate Vrânceanu, incredibil acest meci. Parcă vedem primul meci dintre Dan Henderson și Shogun Rua atunci când cei doi s-au zis secunde rămase în această repriză. Să vedem dacă va reuși Gărdan să-l facă knockout sau dacă va rezista Vrânceanu în aceste ultime secunde din această rundă. Da, meciul merge în repriza a doua. Iată relor la acel armbar la care Ion Vrâncean a fost foarte aproape să rupă brațul adversarului său, însă n-a reușit să pună de ajuns de multă presiune pe cotul lui Gărdan. Iată și momentele de apoi în care a revenit în control deasupra Gărdan. A început a doua rundă. O gardă ciudată pentru Gărdan. Este cam a plecat în față Orădeanul. Vrea să se pregătește de apărare. Wow, ce grață! Ce răspuns bun a avut Gărdan. S-a dus adversarul său la podea. Aproape de control deasupra Gărdan. Acum într-o poziție în care încearcă să ia spatele adversarului. Peste, control deasupra. Este peste Vrânceanu în acest moment. Foarte bun control la sol al lui Gărdan. Împotriva unui wrestler este foarte greu să-l ții la sol. Iată, a reușit să-l pună pe spate și să-l țină acolo. Din nou un control deasupra Gărdan. Să vedem dacă a reușit să trimită lovitura. L-am văzut și pe arbitrul de centru verificând acea tăietură de pe arcada lui Vrânceanu. Bun, aceste lovituri trimise de Gărdan. Are ceva probleme Vrânceanu. Cred că este aproape să fie knockout brașoveanul. Da, și victoria obținută de Gărdan în repriza a doua. Knockout tehnic pentru luptătorul orădean, care va avea o finală foarte frumoasă la această categorie într-o gală viitoare împotriva lui Bogdan Barbu din Pitești. Senzațională această victorie, pentru că Ion Vrânceanu este un adversar extrem de dificil, dar iată că Florin Fierul Gărdan a reușit să-l demoleze pur și simplu. Iată fața lui Vrânceanu plină de sânge, o intervenție din nou foarte bună a arbitrului de centru, Stelian Gheorghe. A oprit meciul exact când trebuia, au fost îndeajuns de multe lovituri încasate de Vrânceanu, iată reluarea. Aici două lovituri, a treia... Au fost consecutive, au mai venit vreo două lovituri șterse, după care din nou vine aici o lovitură în plin și intervine foarte bine Stelian Gheorghe, arbitrul din cușcă de la această gală. Arată ca după război Ioan Vrânceanu la finalul acestui meci. Sandu Lungu și el intrat acum în cușcă să-și felicite elevul. Da, un meci senzațional lui Gărdan, dar să nu uităm și evoluția lui Vrânceanu, care a fost foarte aproape în prima repriză să finalizeze prin acel armbar. A întors situația Gărdan și a reușit să se impună de o manieră convingătoare. Și ce final vom avea între Florin Gărdan și Bogdan Barbu? Iată din nou sfârșitul meciului. Și reacția de bucurie a lui Florin Fierul Gărdan, o victorie muncită, o victorie foarte meritată de sportivul lui Alexandru Lungu. Învingător prin knockout tehnic în runda a doua, colțul roșu, Florin Fierul Gărdan! Victoria obținută de sportivul orădean în această repriză a doua, un knockout tehnic împotriva lui Ioan Vrânceanu.